On! Se prezintă onorul și se dă raportul. Repetați după mine. Eu! Eu! Jur credință patriei mele România! Jur credință patriei mele România! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Rugăm preotul militar să rostească rugăciunea de sacralizare a jurământului militar. Împărate al cerului și al pământului, cel ce ai reduit pe îngerii tăi în oștiri cerești ca să împlinească poruncile tale, iar popoarelor să le fie ocrotitori și povățuitori, cel ce pe sfinții de apostoli i-ai întarmat cu îndrăzneală să dobândească lumea pentru credința cea adevărată prin propovăduirea Evangheliei, iar pe sfinții ucenici să lupte până la jertfa vieții pentru neîntinarea și neștirbirea acesteia. Însuți împărate și Doamne, spre biruință asupra tot vrăjmașul, întărește în credința cea întru tine și în legea ta cea sfântă, însuflețește și sporește întru dânsii dragostea de țară. Așa, Doamne, auzi de pe noi în ceasul acesta de acum. Binecuvintează și întărește jurământul acestor tineri, ajutându-le să fie vrednici de chemarea ostășească, de nădejdile și încrederea țării, întru slava numelui Tău, în vecii vecilor. Amin. Rugăm pe comandantul batalionului 53, Smaranda Brăiescu, să rostească legământul de unire cu țara. Ostași, începând de azi, din voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, v-ați legat pe viață de țară. Fiți demn de acest legământ. Dumnezeu să vă ajute! Garda Draperului, militare care au depus jurământul, comandantul batalionului 53 Comando și preotul militar sunt rugați să-și ocupe locul în dispozitiv. Batalion drept, la drapel pentru onor înainte, prezentați arm. Garda Draperului, informație, marș! Garda drept, garda înainte, marș! Stimate oficialități județene, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimați domnul comandanți, stimați militari, dragi cetățeni ai municipiului Bacău. Este un moment impresionant pentru noi astăzi, faptul că tinerii din această țară vin să slujească sub steag. Și de astăzi, din acest moment, vă alăturați celor care cu mândrie ne reprezintă în Bacău, Batalionul 53 Comando Smaranda Brăiescu. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi în Bacău, ne bucurăm să vă vedem în această zi frumoasă în fața Catedralei și în fața Monumentului România Virtuare și fără îndoială că steagul sub care veți lupta de aici înainte va fi steagul tricolor pe care îl veți cinsti așa cum de fiecare dată Armata Română a făcut. Vreau să mulțumesc încă o dată pe această cale Armatei Române pentru tot ceea ce face, pentru tot chinul, toată munca și tot sângele pe care îl fac să curgă ostașii români dincolo de hotarele acestei țări. Sunteți cei mai bravi dintre românii de astăzi, bravi așa cum românii au fost acum 100 de ani în momentul în care
au înființat această frumoasă țară. În aceste vremuri tulburi sunteți cei care puneți pieptul pavăză și sunteți cei care duceți războiul dincolo de hotarele patriei noastre. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru modul în care ne reprezentați țara, repet, așa cum prea puțin români o fac astăzi, și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți gata să faceți sacrificiu suprem pentru țara noastră și pentru noi, poporul român. Să vă apere Dumnezeu pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați ostași ai armatei române, și să vă binecuvânteze Dumnezeu să fiți cât mai departe de conflicte. Dumnezeu să binecuvinteze această țară și poporul român. Doamne ajută! Domnule primar al municipiului Bacău, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule colonel Tocilă, trăim astăzi un moment de mare mândrie. Prezența dumneavoastră astăzi aici întărește practic rolul strategic pe care județul Bacău îl are în Moldova și la nivel național. Prin cuvintele pe care le-ați rostit astăzi, ați depus un jurământ foarte important pentru viața dumneavoastră. Prin cuvintele pe care le-ați rostit, vor asigura baza de temelie a activității dumneavoastră de acum înainte și vor genera în mod evident acele însușiri pe care dumneavoastră trebuie să le aveți de acum înainte. În ceea ce privește dragostea față de țară, respectul față de camarazi și, de ce nu, respectul față de dumneavoastră însuși. Drapelul care a stat în fața dumneavoastră și pe care ați jurat astăzi va fi ca o chezășie în ceea ce privește obligațiile pe care le veți avea de acum înainte. Cu privire la iubirea față de țară, integritatea teritorială a României, în tot ceea ce veți face de acum înainte. Arma pe care dumneavoastră v-ați ales-o, chiar dacă este mai nouă în cadrul Armatei Române, constituie împreună cu dumneavoastră un corp de elită care este, pe deopotrivă, temut și respectat la nivel de armată națională. Fără îndoială că istoria armei dumneavoastră ne duce departe la cetele de Oșteni ai Măritului Ștefan cel Mare. Și acest lucru nu poate decât să vă oblige să vă perfecționați, să deveniți din ce în ce mai buni. În încheiere îmi exprim întreaga convingere în pregătirea pe care dumneavoastră ați avut-o și felicit cu această ocazie pe instructorii dumneavoastră. Vă doresc mult succes în activitatea pe care o să o desfășurați, în încercările pe care viața vi le va aduce înainte. Sunt convins că veți face față cu succes acestor încercări. Vă doresc mult succes și în perfecționarea dumneavoastră ca și soldați de nădejde ai României și vă doresc cu totul numai bine. Vă salut! Vă mulțumim pentru cuvintele adresate.
dedicată de punere jurământului militar a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare!